Gospodăria agricolă colectivă Olga Bancic din Coșereni, regiunea Ploiești, numără 93 de familii care în fiecare iarnă își împart veniturile de pe cele 347 hectare lucrate la oaltă. Cele 850 zile muncă ale familiei colectivistului Angel Alexandru se cântăresc în saci grei, în cele 11.900 kg cereale și alte produse ce îi se cuvin. Datorită hărniciilor, colectiviștii din Coșereni duc acasă în fiecare an tot mai mult belșug. Primele zile ale cincinalului au găsit pe făuritorii primelor autobuze românești Mao Zedong, realizând și primele autodube sanitare. Experiența căpătată de muncitorii uzinelor cu ocazia construirii autobuzelor îi ajută acum la montarea și carosarea noilor mașini. În sprijinul ocrotirii sănătății, muncitorii uzinelor Mao Zedong vor da în cursul lunii ianuarie 20 de autodube.